Nu știu dacă ați văzut asta. Bă, mi-a rămas nebunia asta în cap, frate. Mi-a rămas nebunia asta în cap. Și noi asta cânt prin casă. Ceva, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FC24 Draft spre glorie. Regele a murit, FC24, trăiască regele, trăiască FC24. Mai facem încă un draft să vedem ce iese la băieți. Cele mai bune prețuri pentru coins în FC24 le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. De asemenea, avem și un promo foarte fain pentru voi. Cu cât cumperi mai mult, cu atât primești mai multe itemuri bonus, itemuri care pot fi transformate în coins. Vezi toate detaliile pe site. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Băi, suntem pe Road to Glory și aici contează ce facem la draft, dacă îl câștigăm sau nu, pentru că ne trebuie mereu bănuții. Și da, 20-0 la de acolo este pentru că am scos 20-0 la Weekend League. Lasă și tu un like dacă vrei să vezi aici pe canalul Limba Română tacticile pe care le-am folosit, line-up-ul, să vă explic puțin cum e la nivel de elit jocul acesta, pentru că ce facem noi aici cu drafturile e super, super casual și încercăm să ne distrăm. Hai să vedem! 15.000 de coin s-a plecat, boom! S-a dus! Și vine cu un 4-2-3-5-2-4-3-3 attack, se știe, 4-3-3 attack ofensiv! Vai de capul meu, îmi vine să plâng! Mamă! Mamă, cea, bă, iau 5-5 de bine. 5 de la 5 cu 5, ia să ne distrăm un pic cu ea. Dar mi se pare că are și technical plus. Bro, dar nu poți să dai așa la capitan. Ai pe striker să-și revină puțin, băi. Nu, 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 nu. Banza nici măcar nu-i inform. Du-te tare. Du-te tare. Left winger, aici poate ne lipim la ceva. Mallard. Pă bune. Wilson, Sonko, Peterson și Sterling. Nu ia absolut nimeni cu nimeni? Nu, ești nebun. Sterling și... E o Mallard naționalitate, să zicem așa. Right winger, vine Jarziniu. Nu vine, bă, vine Hans, nu. Fac draftul fetelor, ce fac aici, frate? Bine, mă, bine, hai să vedem. Ia-o pe Hans. Draft cu fete, full de fete. Eu știu că nu prea vă plac vouă fetele în FC24, dar de... De eficiente sunt, să știți că sunt foarte, foarte, foarte OP anul acesta unele carduri. John Jordan, bă, nu cred, bă. Bă, ce nebunie asta, mă. John Jordan, boom, boom, boom. Cochelin, bă, ce stă asta, mă? Bă, hai cu aici. Nu, nu-i nici asta, nu te cred. Taylor, Bobby, Firmino și Cascarino. Du-te, mă, de aici. Dă-i mai când încep. Wagner, Francescoli, hai că pot să lucrez cu Francescoli. Vine și... Carlinio și Flori. Francescoli ăsta poți să-l bag aici și face și noi 6 chemistry, fericire. Uite, bă, că vine aici, nu vine până, nu mai poate. Nu mai poate, mă, vine cu Dembele. S-ar intra Dembele acolo, să știi. Ar intra în locul lui Hansen destul de bine cu, ia și el un 1 la chemistry. Continuăm cu McGrin, cu Eusebio. Siu, dar vezi că poți să faci o rocadă aici. Dacă nu mă înșel și ia uite că te-ai cam scos, ovițule. De bine e cam râmă doar. Și nu poți să joci un Hansen de la început. Chiar nu ia nimic. Dă-mi și mie de la Barça. Dă-mi Cunde. Nu vreau, îmi dă Tameze care ți-a unul și restul cum se duc ei. Finnegan, Tameze, 83 pace. Mastat. Ăsta e Icon. Greenwood. Nu, băi, Tomori. Tank. Tank direct. Și pe stânga. Regu, 82. Bă, ca să fiu sincer, momentan ne-am pușcat pe câteva posturi. Sper să avem noroc la rezerve. Dodo stă într-una. Di Lorenzo vine 1. Klaus. Cu 2, cu 87. Decent Klaus ăsta. Da, Dodo superior. Nu m-am uitat la chemeții atât de mult meciul ăsta. Puteam să fac acolo altă alegere. Machado. Toate drafturile le vedem, este unic, inegalabil. Mereu, e cu noi peste tot. Moreno pierde acolo, bro.
Aranjează-mă și mine puțin pe apărare, te rog din suflet. Ei, arată nasoală, e nasoală rău treaba, mă. E nasoală rău și nu văd să se timbăr. Tot timp Vargas ăsta, pe atac ce avem? Avem alar de atac cu lamă, lamă atac cu timbăr, parcă mi-aș lua un mijloc. Mhm. Parcă mi-aș lua un mijloc aici. Îl pierd timbăr, e off-cam total. Bro, ia portarul. Hai cu puțin ajutor. Murphy Ortega. Ortega stă în... Mamă, Doamne, am luat toate ligile, toate posibilitățile. Hai că le vedem după aia, încercăm să le aranjăm puțin. Mendy, Ochoa, Perin. Bă, cred că Perin ăsta... Wow! Wow! Rupe Perin aici. A dat 22 chem dată Perin ăsta. 22. Nice! Și mai avem câteva... Dembele sigur îți dă în plus, mă. Îți dă 27 acolo. Hansen era total off chem. Și parcă dintr-o dată arată mult mai bine viața. La draft, Haugen, Girassi, Mbappe! Suuuu! Aleu, a picat informul, bă, du-te, bă, de aici. Du-te de aici cu Dembele, Eusebio, Francescoli. Mamă, ce draft, cum s-a rezolvat până la urmă. Vino și tu, Karen, cu asta, unul, Dima, bă. Nu ți-o viță tu, Dimar, că o să fim și noi fericiți pe linia de fund aici, uite. Tiki-taka! 30, da, mă, da. A scos-o bine. Scos-o bine, portarul e bele. Portarul e mare, 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 mare nebunie. Ultimul pic e un... Ai, un Deulofeu. Dar arătăm mișto, Francesco, Eusebio, Mbappé, Dembele. Mișto, 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 avem și super saburi. La mijloc cum jucăm, fratele? Cred că băgăm un Timber. Mm-hmm. Cu un Machado. Și apărarea e bună. Aia a fost. Minutul 1 facem schimbări mereu. Nu ne ducem rămâne așa. Singur e Kike Setien, care ne ducem 31. Eusebio Mbappé și Dembele. Hai să vă văd puțin aici să vă învăț. Nu știu câți dintre voi aveți nevoie să vă învăț eu, dar eu vă spun cum folosesc eu. Foarte simplu acest 4-3-3. Stay back cover center, stay back cover center. Și am o opțiune aici. O să-i dăm get in the box for a cross. Foarte folositor. Iar la tactici o să avem un direct passing, un depth. Ei, hai băi, dăm direct pe 71. Pe ei, sus. Un 2-2. Și aici așa, team with 54. Și ăla e tată. Hai pe ei. Facem spectacol cu Kilian. Mamă, Ronaldin, bă, nu cred. Ronaldinho, nu cred, n-am văzut niciodată tripleta asta, e cea mai șmecheră, îndrepsește pe lecide, ok. Mai prinde-l. Oh, și stare la noi, Doamne, ce mizerie de gol, îl primim! Ce tackling fabulos! Nu pot să mai... Nu o să pot... Arată cu poartă goală! Bă! Francescoli! Perfecțiune! Ia vezi, tati! Rooney, Eusebio, Di Maggio și Vinicius. Hoppa la golu, frumos, elegant, Pavlović. Mu! Da penalti, bă, da penalti, e rufuși, bă. Îl dăm oare? Nu îl dăm, bă. Ne ducem cu Hansi, ia să vedem. Hansi! Uhu! Mare ratare asta. Acum, Francescoli! Simplu și frumos, n-ai ce să-i faci. Încă unul, bam! 2-1, întors rapid adversarul. Unde-s Machado? Lovim bara.
Ăla-i tată, simplu, elegant, Tresa Unos. Se duce Rooney, bă, n-ai ce să-i faci lui Rooney aici. Bă, s-a dat o parte portarul, mă, nu știu dacă ați văzut, mă. S-a dus să-l atace și e ca și cum l-aș fi mutat eu în altă direcție, ești nebun. Ce tâmpenie, frate. Încă unul. Ia du-te, Mbappé, ia vezi. Wow. Nu vă pe Hansi? Trebuia să încerc, mă, un voleu. N-aveam cum să nu încerc. Ia oprește-l pe ăsta. Bă, frate, trece prin tine, mă, ești nebun. Doamne, ce card! Iisuse Hristoase! Nu știu dacă a fost în istorie ceva mai OP decât cardurile lui Mbappé de anul acesta. Sunt pur și simplu construite pentru a fi meta și a marca multe goluri. E incredibil. Un omas, si senior! Pavlovici aproape de dublă! Pavlovici! Fundașul central cu 43 shooting și 67 pace reușește să treacă prin Tomori ca prin brânză, tată! Of, spectacol! Marca Eusebiu! Nazario și Sony! Și are și un inform Bellingham. Hai să-i dăm bici. Uf. Bă, mai face și schimbări, bă, golanule, bă! Hai cu golul Francescoli! Rămâne! Mingea la noi cu puțin noroc! Facem 1-0. Gol, bă. N-am ce să fac la asta, mă. Haide, tată! Haide, tată, cu golul! Hai, mă, tată, bă! Până când? Bă, ce faci, Tomeze? Ce faci, Tomeze? Iisuse, ce prostie! Hai, Francescoli, bă, frate, bă, da, iarăși, frate, 7000 de blocaje. S-a dus, n-am ce să mai fac, e gol. Hai, portarul meu nu scoate nimic. Bă, ăla nu scoate nimic, ești nebun, a fost pe centru șutul. Bă, ăla nu scoate nimic. M-am mâncat portarul, nu te cred. Bro, să fie primit. Hai să deschidem pachetele. Jumbo Premium Go Pack. Nimic, bineînțeles. Nu mi-aduc aminte de ultima dată când am prins ceva de la, de la draft. Dia. Da, mă, că faci profit cu asta. Și un Go Players Pack, unul rar, mă. Franța. Portar, măcar un manian? No! Asta o să fie totul pentru astăzi, băieți. Ne vedem în episoadele viitoare. Vă pup pe toți, pa, pa.